Vești proaste pentru hunedorenii care se ocupă de tăiatul și transportul lemnelor. Conform ordonanței militare 7, reprezentanții gărzii forestiere din toate județele țării vor înăspri controlele în ceea ce privește regimul silvic, acționând alături de poliții și jandarmi. La solicitarea domnului ministru al mediului, apelor și pădurilor, domnul Costel Alexe, am introdus în ordonanța militară un articol pentru a preveni infracțiunile silvice în această perioadă, în sensul că personalul gărzilor forestiere, teritoriale și județene, sau cu atribuții de control sau de pază pe linie silvică, vor participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe toate drumurile publice, din zona de competență, evident, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării activității și controalelor specifice pe linie de control silvic. Am stabilit cu domnul ministru următorul lucru. Controalele specifice se vor face în punctele de control existente în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control și de pază pe linie silvică. Ordonanța militară 7 a fost publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de sâmbătă și tot de atunci se aplică și prevederile ei.